seară din mână, m-a venit cu ochii răi să uită la noi. Vreau să se uite cât îi place, cât mă neaște, să roșii. Manifestarea de la Adâncata a fost organizată de primărie și Consiliul Local, fiind coordonată de primarul Viorel Cucu, prezentatoarea fiind tânăra interpretă de muzică populară, Andreea Chiseliță. Vreau să vă mulțumesc că astăzi suntem la a doua ediție și sunteți prezenți alături de noi pentru a sărbători, cum se cuvine, Ziua Comunei Adâncata. O zi deosebită pentru locuitorii Comunei Adâncata. Sunt trei evenimente pe care le sărbătorim astăzi. 8 cupluri împlinesc 50 de ani de căsnicie și au fost sărbătorite așa cum vine prin organizarea unei mese festive și primirea de diferite cadouri din partea celor care astăzi ne ajută ca această zi să aibă o importanță pentru Comuna Adâncata. De asemenea, 4 copii cu rezultate foarte, foarte bune la învățătură, care s-au evidențiat și ne duc cu cinste și mândrie numele Comunei Adâncata, au fost premiați de către Primăria Adâncata și Consiliul Local și personal de către mine. Urmează un festival folcloric care se va întinde până în jurul orei 1 spre noapte. Locuitorii au parte, după luni și luni de muncă, de o zi minunată, festivă pentru ei. Vreau să le mulțumesc că au avut încredere în mine și m-au ales ca primar și sper ca să nu-i dezamăgesc în tot ceea ce înseamnă realizarea proiectelor care le-am acum în derulare și care vor veni în viitor. Totodată, în cadrul celei de-a doua ediții a festivalului Satule de sub pădure, au fost sărbătorite 8 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Cuplurile de aur au primit plachete din partea primăriei, cadouri, dar și buchete de flori. Familiile aniversate au avut parte de o slujbă de binecuvântare oficiată de preoții din comună, dar și de o masă la căminul cultural din localitate. Au fost sărbătoriți și 4 elevi cu rezultate deosebite la învățătură, ei primind pe lângă flori și cadouri și sume de bani din partea primarului Comunei Adâncata, Viorel Cucu, pentru a-i motiva în ceea ce fac. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și m-au ales ca primar. Vreau să le mulțumesc celor care astăzi au fost alături de noi și ne-au sprijinit pentru ca această zi să fie sărbătorită așa cum vine. La mulți ani Adâncata, la mulți ani România! Viorel Cucu, primarul Comunei Adâncata, a ținut să le mulțumească atât cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, cât și elevilor pentru exemplul pozitiv pe care îl dau comunității, dar și consilierilor locali care au sprijinit această manifestare. Festivalul folcloric Satule de sub pădure este organizat în scopul promovării valorilor culturale românești. Printre artiștii care au urcat pe scena festivalului s-au numărat Sorin Filip, Adriana Bucevski, Andreea Chiseliță, Manuela Pohoață și Laura Haidou. Cei prezenți au ascultat însă și pe Dana Dâncilă, Doina și Ciprian Petroaie, Mădălina Lupu Popi, Dana Alexa și Laura Apăvăloaie. Muzica și voia bună au fost asigurate însă și de Andreea Ichim, Alexandru Sahlean și ansamblul folcloric Arcanul USB.